Momente de panică trăite de pasagerii unui tramvai din Iași atunci când acesta s-a umplut de fum. În dimineața zilei de 24 octombrie, în timpul orelor de vârf, tramvaiul liniei 3 al companiei de transport public Iași a devenit scena unui incident ce putea deveni o tragedie. Pasagerii care se aflau la bord s-au speriat teribil în momentul în care tramvaiul s-a umplut de fum în timp ce era în plin trafic în zona Tătăraș. Se pare că defecțiunea s-a produs din cauza unui compresor defect care a blocat saboții pe discul de frânare. Fumul a pătruns în interiorul mijlocului de transport, fiind cauzat de defecțiunea tehnică. Șoferul tramvaiului a reacționat rapid și a oprit vehiculul conform procedurilor de siguranță, evitând astfel un incendiu. Azi dimineața am fost în tramvai, mă duceam la servici și mirosea fum. Și câteodată era tot tramvaiul fum și oamenii se panica și ușile n-a vrut să deschide. Și la final s-a deschis ușa și am ieșit toți de acolo. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Tramvaiul a fost imediat retras la depou pentru a fi supus unor verificări amănunțite și pentru a se remedia defecțiunea. Până în acest moment, reprezentanții companiei de transport public Iași nu au furnizat detalii suplimentare cu privire la incident. Tramvaiul defect a fost dus în zona Tătăraș Nord, iar circulația pe traseul liniei 3 a fost reluată.